Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat George Zănoagă, înainte de meciul cu Iancu Sterp? George Zănoagă a recunoscut că nu i-a fost tocmai bine înainte de luptă. Medicii erau cât pe ce să nu îl lase să intre în cușcă. Iată de ce. Eu, spre deosebire de adversarii mei, mai și muncesc. Fachiru nu, Iancu știu că s-a concentrat doar pe antrenamente. Cu o săptămână și jumătate înainte de meciul cu Iancu, m-a durut foarte tare ficatul și m-am speriat. Eu trebuia să-mi iau adeverință medicală pentru a lupta aici și nu a vrut să-mi dea pentru că analizele nu erau tocmai bune. Pentru mine are o valoare sentimentală această centură, antrenamentele și timpul sacrificat sunt în centura asta. În orice am făcut a fost totul sau nimic, a mărturisit George Zănoagă la online story.